Prieten drag, în minutele următoare vei asculta un cuvânt din partea lui Dumnezeu, special pentru tine. Îți doresc să ai o zi plină de har și binecuvântare. Care este prețul succesului? Proverbe, capitolul 14, cu versetul 23. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Într-o zi, un bunic le povestea nepoților săi cum a plecat el să trăiască în America. Le-a spus despre trenurile și vaporul care l-au purtat din casa lui din Europa de Est. Le-a spus despre felul în care i s-au procesat datele împreună cu ale celorlalți imigranți la Ellis Island. Și a ajuns la momentul când s-a dus la un restaurant cu autoservire din Manhattan ca să-și ia ceva de mâncare. S-a așezat la o masă liberă și a așteptat multă vreme ca să vină cineva să ia comanda. Dar n-a venit nimeni. În cele din urmă, o femeie cu o tavă plină de mâncare s-a așezat la masa lui și a explicat cum funcționează autoservirea. Încep de la capăt, i-a spus ea, arătând spre teancul de tăvi. Apoi mergi de-a lungul vitrinelor cu mâncare și îți iei ce dorești. La celălalt capăt ți se spune cât trebuie să plătești. Bunicul a reflectat o clipă, apoi a spus: curând am aflat că așa funcționează totul în America. Aici, viața e ca un restaurant cu autoservire. Poți avea tot ce-ți dorești, chiar și succes foarte mare, dacă ești dispus să plătești prețul. Dar nu vei primi niciodată ceea ce-ți dorești dacă aștepți ca altcineva să-ți aducă. Trebuie să te ridici și să-ți iei singur. Diferența între locul în care te găsești acum și locul în care ai vrea să fii se poate rezuma într-un cuvânt: muncă. Dorește Dumnezeu să am succes? Întreb tu. Da, însă El nu ți-l va arunca direct în poală. El a promis că va binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Deuteronom, capitolul 28, cu versetul 12. Ore nesfârșite, efort persistent, îmbunătățire continuă. Iată ce face diferența dintre ambiție și succes. Așadar, Dumnezeu să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale.